Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce se întâmplă în luna decembrie pentru zodia Leu. Voi începe cu cafeaua, apoi cu tarotul și în cele din urmă cu răspunsul da sau nu, care va fi rezolvat prin oracole de această dată și vedem cum va decurge acest lucru. Bun! Voi începe cu cafeaua. Sincer, aici pentru voi o să aibă. Deci, întâi de toate, voi o să aveți de făcut un drum. Drumul pe care îl veți face voi nu va fi tocmai ușor. Ideea este că drumul ăsta pe care îl faceți cumva trebuie să treceți de un pod destul de mare. Nu mai aveți grijă că atunci când ajungeți la destinație s-ar putea că să realizați că motivul pentru care voi ați făcut acest drum nu mai este disponibil pentru voi sau nu mai este valabil, ceva de acest gen. Aveți grijă pentru că drumul pe care îl faceți aici o să fie destul de inutil. Mai aveți și un și doi câini, de fapt. Nu, un câine și un lup. Bun, aveți grijă pentru că aici un pic aspectele voastre fizice, în sensul în care dorințele voastre fizice au un pic de furcă cu intuiția. Există o luptă acolo, nu există un mers continuu. Deși intuiția vă spune un lucru, dorințele voastre spun alt lucru și nu reușiți nici cum să ajungeți la un consens. Ideea este că pe voi acest lucru vă blochează destul de mult. Și trebuie să faceți în așa fel încât să vă adunați gândurile. Încercați să luați pauze cât mai mari, încercați să luați pauze de la efectiv tot, încercați să vă odihniți pe cât de mult posibil, pentru că voi nu aveți genul acela de oboseală fizică, ci psihică ce vă afectează. Voi ați, pe voi efectiv vă seacă de energie. Toată acțiunea ce se întâmplă pentru voi la nivel mental, pentru că voi vă faceți tot felul de griji, tot felul de planuri, tot felul de scenarii și nu mai ajungeți să faceți efectiv nimic în faza de realitate și voi sunteți obosiți după toată situația aceasta, deși nu ați făcut nimic, deși, nu știu, pentru ceilalți pare că pur și simplu stați și nu faceți nimic, dar voi duceți în interiorul vostru niște lupte, niște gânduri, niște decizii foarte importante de luat și ajungeți doar din planul mental la tot felul de rezultate. Dar nu se întâmplă nimic fizic, deci încercați cumva să vă concentrați atenția spre a face ceva în plan fizic. Pentru că dacă că veți continua voi așa, nu ajungeți în continuare la niciun rezultat și nici nu se schimbă ceva. Este planul, este momentul ca voi să vă schimbați. Pe voi vă îngrijorează foarte mult în acest punct o persoană din partea de dragoste, în sensul în care această persoană v-a protejat, această persoană a avut grijă de voi, această persoană pentru voi a fost ca un înger păzitor, a fost mereu acolo pentru voi și ați vrea cumva tot ca această persoană să vă caute și să reintre în viața voastră. Însă acest lucru, cel puțin după cum văd, nu prea este posibil. Până în punctul în care voi nu veți decide să faceți efectiv un pas, această persoană nu îl va face către voi. Există foarte multe persoane care vă urmăresc. Atenție la aceste persoane, pentru că mulți se dau prieteni și nu sunt și vă sfătuiesc destul de negativ și să vă faceți probleme de unii singuri. Aveți grijă pe chestia asta. Dacă voi vă gândiți dacă să faceți sau nu acest drum, eu aș vedea că până la urmă decideți să-l faceți și va fi mai degrabă la lună plină sau în jurul unei luni, în unei faze lunare destul de importante. De ca și cum voi v-ați duce către un castel, către o realizare destul de mare. Dar nu prea pare să iasă foarte bine dacă nu știți să vă planificați acțiunile. E ca și cum vă duceți către acel castel și castelul îl găsiți cu totul gol.
Este totuși o localitate destul de populată, din ce aș putea să văd aici, deoarece sunt foarte multe case, dar e ca și cum, nu, pe voi, voi exact acolo vă trebuie și exact acolo nu mai găsiți pe nimeni. Chiar dacă, să zicem, ați avea prieteni în jur sau ceva de genul, nu vă interesează, efectiv, nu vă pică bine rezultatul dacă nu luați acțiunea. Pentru că voi aici o să vă hotărâți să faceți atenție, pentru că unii dintre voi vă hotărâți să faceți pasul exact când este prea târziu. Aveți grijă când decideți să luați acțiune, pentru că voi am senzația că deja mulți ați stat și cealaltă persoană s-ar putea ca să nu mai fie pur și simplu interesată. Nu pentru că, bine, nu pentru toată lumea va avea pe altcineva, dar pur și simplu acea persoană a obosit și ea la rândul ei. Există acest termen de oboseală care se reflectă în ambele părți. Unul dintre voi s-ar putea să aibă o conexiune foarte puternică cu pisicile sau să aibă o pisică. Mai aveți un M și un A foarte bine conturat. Mai aveți un 1. Deci atenție în jurul unei date de 1, că vor fi niște schimbări destul de mari. Au fost niște cicluri karmice destul de mari aici, însă ați cam reușit să treceți de ele, însă în punctul ăsta, dacă nu aveți grijă să reveniți la timp, se cam duce totul. Depinde doar de voi. Aici aș vedea o figură maternă, o figură maternă care poate să se ocupe de chestii mai oculte, dar care are ochii foarte bulbucați. Este foarte posibil ca această persoană să fie un pic obsedată de control până în punctul în care vrea să verifice tot ce se întâmplă. Inclusiv aici se poate întâmpla să existe arte divinatorii, dar folosite cu scopul de a spiona o persoană. Nu neapărat cu scopul de a-i vrea binele, doar pentru a se asigura că nu se întâmple, doar să se asigure că nu se întâmplă anumite lucruri și că nu-i scapă absolut nimic. Această persoană este destul de concentrată pe folosirea acestor arte divinatorii în interes propriu. Ea este ghidată și protejată de un spirit destul de mare, să zic așa, însă nu este întotdeauna de acord de acest spirit cu practicile sale. Lucru pentru care de multe ori, deși ea face anumite ritualuri, face anumite chestii, pur și simplu nu îi se prind, dar nu înțelege de ce nu îi se prind. Consideră că acest lucru pur și simplu nu a fost, consideră că nu a fost ritualul bun sau că persoana care l-a dat nu a fost de încredere sau lucruri de acest gen, dar nici de cum nu se gândește faptul că ea de fapt riscă să intre în niște lucruri destul de serioase dacă îi funcționează aceste ritualuri. Deci acel spirit este ca un încerpăzitor pentru ea, dar și pentru cei din jur, pentru că nu o lasă să facă rău. Mai aveți cifrele 33, nu știu dacă înseamnă ceva specific pentru voi sau trebuie doar să fiți atenți la 3 zile, 3 săptămâni sau la data de 3. Pentru foarte mulți aici va fi data de 3. Departe de această casă pe care am văzut-o anterior, mai am ca un fel de vilă cu o anexă și în vecinătate mai este o vilă și mai mare, ceva de genul. Iar destul de aproape este ca un fel de instituție, un fel de închisoare, un fel de... Dar aceasta este mai departe și de localitatea aceasta, în sensul în care se vede destul de încețoșat de la depărtare, să zic așa. Dar n-ați avea o problemă sau ceva de genul, nu aș vedea o problemă, ci pur și simplu acestea sunt niște repere geografice, că acest punct este de interes pentru voi,
Dar nu știu exact să vă explic în ce măsură este de interes, nu știu să zic ce se întâmplă exact acolo, pentru că efectiv văd spațiul, dar nu văd ce se întâmplă efectiv. Sau pur și simplu dacă sunteți în căutare de o reconciliere, acolo se poate întâmpla acest lucru. O să aveți niște vești foarte importante și foarte benefice. Ideea este să știți să le folosiți, pentru că deși ele inițial o să vă pară negative, de fapt nu o să fie negative, trebuie doar să știți cum să le folosiți în avantajul vostru, pentru că aveți posibilitatea să le folosiți în avantajul vostru, dar trebuie să faceți ceva în legătură cu asta. Bun. Să vedem energia generală. Limite. Impuneți-vă limite personale pentru a avea situații benefice în această lună, pentru că voi este posibil să nu vă fi impus anumite limite cu anumite persoane din jurul vostru și acest lucru să vă fi deteriorat inclusiv situații personale, ceea ce nu este foarte ok. Bun. Acum să vedem pentru cum veți fi voi în această lună. Veți cam jongla cu niște idei, în sensul în care vreți niște lucruri, dar nu mai sunteți atât de sigur că le vreți. Ideea este că nu știți dacă ar trebui să luați în serios ceea ce vi se propune, nu știți dacă ar trebui totuși să vă îndreptați atenția. Singura problemă aici este că este o doză de obsesie în legătură cu ceea ce vreți voi să obțineți. Așa că ar fi mai bine să petreceți timpul în meditație, să vă gândiți ce vreți cu adevărat. Pentru sănătate. La sănătate, sincer, aș zice că voi aici ați avea nevoie doar de niște medicamente, niște suplimente alimentare pentru a vă ajuta într-un fel să vă țineți mai bine, dar voi sunteți destul de ok pe planul sănătății, doar o imunitate ușor scăzută. Dar nu aș avea probleme, nu aș vedea probleme mari din partea voastră. Bun. Pentru unii dintre voi, litera R e foarte semnificativă aici. Aveți grijă la persoane cu litera R. Nu le-aș vedea neapărat benefice pentru voi, le-aș vedea ca pur și simplu trecătoare. Încercați să nu vă puneți speranța în persoane care au inițiale cu R. Nu știu pentru cine a fost asta, dar a fost pentru cineva. Bun, pentru familie și casă. Opa. Ok. Voi decideți să vă îndepărtați de o situație, vă îndepărtați învingători, în sensul în care dacă voiați neapărat să vi se umfle ego-ul dintr-un motiv sau altul, acest lucru se va întâmpla. Singura problemă este că, deși se întâmplă acest lucru, vă lasă un gust amar toată această victorie, în sensul în care, da, ați câștigat, dar ar fi fost mai bine să se fi întâmplat mai devreme, ceva de acest gen, și nu vă bucurați pe deplin de această victorie. Pentru bani. La bani, sincer, n-aș vedea o problemă pentru voi, cel puțin momentan, ci doar dacă aveți o activitate, s-ar putea să nu vă convină faptul că nu ies atâți bani pe cât ați vrea voi să fie, dar nu aș vedea să nu aveți, în sensul în care aveți o situație destul de stabilă și echilibrată. Pentru carieră. Legat de carieră, s-ar putea ca o situație, un loc de muncă destul de stabil sau o persoană destul de influentă să vă fi întors spatele și să vă fi lăsat pe cont propriu. Ideea este că puteți să aveți câștig de situații sau să vă găsiți altceva și din această poziție, numai că va trebui mai multă disciplină din partea voastră pentru a vă putea descurca de unii singuri, dar cu siguranță veți putea. Bun. Acum să vedem la diverse, pentru că diversele nu le-am mai făcut aici.
și pentru voi sunt noi începuturi și voi aveți lucruri de care să fiți mândri și de care să vă bucurați, dar încercați mai mult să fiți concentrați pe prezent și orientați către acțiune, pentru că voi aveți tendința foarte mult să stați în această perioadă în gânduri și să nu faceți absolut nimic în planul acțiunilor și nu merge universul pe stilul ăsta întotdeauna. Bun, și ca și rezultate, ca și da sau nu, să vedem exact ce se întâmplă. Bun, o să vă rog să alegeți varianta 1, varianta 2. La varianta 1 avem da și la varianta 2 avem nu. Bun, cam atât am avut și pentru Zodia Leu. Sper că v-a fost util această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!